Salut, salut, prieteni și tovarăși, dragi, suntem din nou pe canalul nostru de YouTube. După care și după cum știți, am preparat și noi aseară a ceea ce ați văzut, pentru că vroiam să ținem niște post, cum toată lumea ține și este bine pentru toți de a ține și de a merge înainte cu ceea ce trebuie pentru Paști. Ce vreau să vă spun, încă nici acum Olga n-a primit niciun cadou de la nimeni, din părere de rău. Tot cu data de asta m-a așteptat și noi cu sufletul la gură, pentru că ea are un Revolut și speriam că cineva din ei o să-i facă un cadou acolo, pe Revolut sau pe asta zi, pe curierat sau pe nu știu cum. Putea să vină până aici 50-60 de kilometri, ce conta 5-10 litri de motorină. Însă n-a primit nimic, prete. Din părere de rău, i-am și-a cumpărat tortul, și-a făcut ziua, așa cum ați văzut, și-a primit un pachet, după cum ați văzut, tomite din Germania, prete, pe care îl aștepta și ea. De câteva zile știa că trebuie să primească ceva, dar Dumnezeu a lucrat și a ajuns chiar la ziua ei, prieten, după cum ați văzut. Ea era foarte bucuroasă din partea acelui care i-a trimis pachetul și mulțumim lui Dumnezeu că deocamdată a primit și ea ceva și să bucure pentru ceea ce a primit. Dar mai stăm și astăzi și mâine, mai sunt zile pentru care o să primească și alte bucurii, să spunem că altceva n-ai ce să spui decât bucurie. Cumpără produse inedite pe scările Înțelegem. unor fiscali Și și alții. atunci când primești câte ceva, cât de mic ar fi lucrul ăla, te bucuri de el și ții în gând persoana pe care ți-a dat ceva atunci când ai mai plinit un an din viața ta și să nu ne bucurăm pentru că l-ai împlinit, să ne bucurăm că l-am pierdut. Pentru că orice ai pierde în viața ta, dacă pierzi anii din viață, sunt cele mai scumpe și o valoare care nu are preț. Așa cu toții suntem atunci când împlinim o vârstă frumoasă, să ne bucurăm de cei dragi și tot ce primim, chiar un cadou mic sau chiar mare, este bun primit și te bucuri și ții o persoană în suflet pentru care ți-a venit în calea ta și în sufletul tău. Bun, ce vreau să vă spun, dragi prieteni, și pe ziua de astăzi vrem să facem ceva de mâncare dacă, nu știu, dacă mă lasă Olga pentru că ea vrea să prepare altceva, eu vreau să prepare altceva. Pentru de multe ori nu mai las pe ea la bucătărie și fac eu până când o să trezească ea din pat. Dimineața eu am venit la cafea și apoi dau drumul la ceea ce trebuie să fac. Și așa trebuie să o facă de multe ori pentru ca să prinde o înainte. Că dacă nu o prind, să pune ea și atunci nu mai pot nici eu să o fac. Și așa, cine prinde prima dată la bucătărie, merge el înainte cu pregătirile. Asta v-am spus, prieten, și cu data de astăzi o să vă pregătim, așa cum v-am spus, o mâncărică pentru care, nu știu, dintre voi, mulți dintre voi vă place, mulți dintre voi nu, dar noi facem acea mâncare pe care noi le știm și avem rețetele din mintea noastră și din sufletul nostru pe care facem major parte pentru voi, dar și pentru noi. Pentru că v-am spus, mâncarea este tratamentul tău și tu ești doctorul tău. Pentru că niciodată nu ai cum să te duci să-ți iei o farmacie dacă nu știi ce te doare. Ați înțeles?
Și așa este și cu mâncarea prăten și cu traiul de la trei de zi pe zi. Pentru că ceea ce faci tu astăzi, faci pentru tine. Înseamnă că este un tratament a ceea ce pregătești tu pentru tine, să-ți menții sănătatea și să fii un om bun. Așa facem și noi, pentru că se merite a face ceva pentru tine. Da, dragi prieteni, o să începem chiar astăzi, într-o jumătate de oră, maxim o oră, să pregătim această mâncare și apoi o să ne dați și nouă un comentariu dacă vă place sau dacă nu. Pentru că de multe ori am primit comentarii și bune și rele, dar nu mai contează, pentru că mă bucur că mă susțineți și dați un like acolo sau chiar vă abonați, că nu vă costă absolut nimic. Dar suntem prieteni și tovarăși de pe peste tot și apoi se merite să vă uitați la rețetele noastre pe care noi le facem de zi cu zi. Bine, sunt și niște discuții din familiile noastre care fac parte și din una și din alta, dar apoi ăștia ne aparține mie și lui Olga, pentru că tot ce se întâmplă, voi oricum o să veniți acolo cu un comentariu, chiar bun, chiar rău, dar decizia este la noi pentru a merge cu ea înainte. Pentru că știu că vă pare rău, dar durerea n-aveți cum să o simțiți, aceeași și simțim noi. Pentru că și voi, la rândul vostru, ați avut dureri, probleme care v-a dus în suflet dureri, dar n-a durut pe nimeni decât însuși pe voi. Așa suntem și noi în ziua de astăzi. O să vedeți mai târziu lucrurile cum stau, o să vedeți atunci când o să apare pe canalele de YouTube și apoi o să realizați lucrurile cum ar fi să fiți și voi într-o discuție pe care vă doare, chiar vă doare, pentru că nu orice lucru treci peste el așa, pur și simplu să nu te interesează, pur și simplu să nu știi și să habar ai de el, n-ai cum. Un om care are suflet și inimă și gândește, trebuie să-l doare. Ați înțeles, prieteni? Și cu asta am avut de spus pe ziua de astăzi despre Olga, despre ceea ce v-am spus. Sper că s-a înțeles. O să urmăm cu o mâncare pe care noi o pregătim. Vă las cu drag și o să revenim cu o mâncare. Am revenit cu ceea ce trebuie să facem aici. Știți destul de bine că eu v-am promis că facem o mâncare pe care este bună și pentru mine și pentru voi, fanii noștri pe care noi îi știm și voi pe noi ne știți. Hai să vă pregătim o salată de cartofi. Dacă mulți dintre voi știți, dacă nu, puteți să-mi scrieți un comentariu și să vă dau răspunsul pe această rețetă de salată de cartofi. Uitați-vă, avem cartofi fierți, după cum știți, cartofi fierți. Aștia nu-s băgați la cuptor. Să fiți conștienți. Cartofi fierți. Avem aici niște ardei capie, roșu, ceapă și un ulei de pe care îl adaugi în această salată. Este cu ardei băgat și cu ceea ce vedeți aici, da? Hai să începem, prietenii noștri. Ia vezi, Olga, mă ajut și pe mine aici cu 5 minute? Da. Hai, nu te mai gândi că te duc la Strahaia oricum. Ce salată faci aici? Salată pe care prietenii mei mă știe de pretutinde și le facem aici cu mare plăcere și cu mare drag. Deci v-am spus, prietenii mei și eu, dragi, pe care trebuie să o urmăm acum. Hai să punem puțin o țără la salat, că așa trebuie normal. Noi să dăm o spălare, pentru că așa se pregătește major parte. Aici avem niște apă, punem și cartoful țără. Da, dar patronul te vrea la Stehaia, ce faci, să faci gardă, auzi, Leo? Te cheamă, Leo, să faci gardă și tu faci salată.
Auzi, dacă ei îți dădeau cadouri, veneam și eu la gardul lor. Dar dacă ei nu ți-au dat niciun cadou și nu ți-au făcut absolut nimic, decât ți-au trimis un mesaj, nu știu dacă ți-au trimis. Și așa, de ce oare să mergem la ei să-i facem un gard? Și gardul, dacă îi facem, trebuie să ne dea banii normal, 500 de euro pe gard. Nu vin eu cu 200-300 de euro. Ia vedeți, prieteni, o salată de cartofi pe care voi, mulți dintre voi, o faceți. Să nu credeți că e cartoful crud, prieteni. Deja le-am fiert și le-am lăsat mult timp la răcit. Că dacă nu le lași la rece, nu poți să le faci bucăți așa. După cum și voi știți, aștia bucătarii noștri. Dar știi că salată orientală da? Se face din cartofi. Dar de ce salată faci? Păi nu știu, dar o să vezi comentariul la prietenii noștri. Eu așa făceam din cartofi, el salată orientală. Puneam masline, puneam ceapă, puneam maioneză. Asta este rețeta mea, prieten. Dacă vă convine și știți și voi această rețetă, deci mai pui cuțitul în apă așa, dacă știți și nu punem telefonul în pot, că nu se vede bine. Așa. Dacă voi știți mulți dintre voi, bine, dacă nu, e treaba voastră. Eu mi-am pregătit pentru că asta chiar îmi place și o fac pentru mine special și pentru voi mulți care știți și vă place. Și pentru mine? Dar pentru tine? Păi tu ai jumătate de carne de porc de la patron. Da, tu vrei ca să mănânc eu carne și tu să mănânci de post. Nu? Dar nici tu nu poți să mănânci de post, că nu. Ai mâncat acum, astăzi ai greșit la ziua ta. Un tort la ziua mea și acum mâine o să-ți sunt post de mâine. Da, trebuia să guști, că așa este ziua ta. Și pentru aia n-am făcut-o mare așa, pentru că știam că ținem post, prieten. Și atunci când faci mare, trebuie să dai la oameni care nu ține post, cum v-am spus. Hai să te ajut să toc și eu cartofi. Da? N-ai cum să toci tu, că asta este pregătirea mea. Când tu pregătești altceva, e treaba ta. Vedeți, prieten, că nu... Nu am curățat bine cartoful, dar oricum e curățat. O să fac așa, trebuia pe cârpător făcut, dar eu o fac așa direct ca să vedeți cum să face. Normal trebuie aici, ia vedeți, pe cârpător, da? Normal și normal, da? N-am mai făcut așa pentru că, ia vedeți. No. No, prietenii mei dragi, acum începem cu ceapa. Bun, prietenii mei, ia să vedem și ceapa. O facem așa bucățele mai mari. Ia să vedem. Ce părere aveți de ceapa? E perfectă, tocată sau nu? Mai măruntă era mai bine. Nu, la salată se pune așa. Mai mare, mai lungă, nu? Eu așa o fac. Mulți dintre voi faceți, prieteni, cum vă place și cum doriți. Eu așa o fac, de obicei. Hai să punem două. Ceapă merită două. Păi dacă nu e ceapă, nu e salată. Două, cepe, la patru. Cred că o să vă demadă prietena mea din Canada. Cum o cheamă? Că uite aici. Care?
Nică n-a dat prietena mea. Ia să văd, tu știi cum o eu chem? Ceva cu V. Veronica, cum o chem? Virga, băi, Virga. Te păi, vede Virga, cu să vezi din cu Canada. Și să vezi cum faci Virga, și ea salata. Virga, să vezi și tu salată de Paște acum, Virga. Și cepele, preten, uite, mijlocul din ceapă trebuie scos. Vedeți și voi cum arată, uitați-vă și voi. Mijlocul din ceapă, da? Deci oricând trebuie scos mijlocul din ceapă, ca să știți și voi. Ia vedeți, prietenii noștri dragi, dacă vă place, scrieți-mi acolo un comentariu frumos, dacă e bună sau nu. Eu zic că se merită să-mi dați și mie un comentariu măcar. Nu? Și sper că două cepe este chiar de ajuns, prietenii noștri dragi. Aia și să punem și un ardeiaș din ăsta. Ia să-l spălăm direct în pivete, ca aici așa numai. Prietenii noștri dragi, pe care ne urmăriți cu drag și cu plăcere. Bun, ia stai să dăm și un cărtul o țără din apă. Ia vedeți, prietenii noștri dragi, acum o să facem așa, da? Bine, voi faceți cum vreți, mai mici, mai mari, eu de obicei le fac bucăți mai mari. Înțelegeți toate. Ce salată de post, nu? Da, prieteni dragi, dacă vreți să țineți post, nu vă costă mult. Nici nu e voie să rău și vă simțiți foarte, foarte bine după această salată. Numai încercați să o vedeți, pentru că se merită. 4-5 cartofi puși la fiert, un ardei gras sau capia nu mai contează, 2-3 cepe acolo tocați, niște ulei chiar de măslină sau de care aveți voi acolo în bucătărie, peste adăugat și asta este mâncarea voastră sănătoasă, prieteni, pe care v-am recomandat-o Bogdan originală, da? Sper că nu uitați rețeta asta pe care eu vă recomand și sper că am și eu un like de la voi. Da? Pentru că dacă le place să la dați de like, da. Chiar se merită, prieteni. Dacă nu le place să aboneze, să mai vadă alte rețete, nu? Da. Dacă vreți mai multe lucruri. Să se lasă pe copruțel. Da. Chiar acolo. Era Sehaia original, mă rog frumos. Pentru să mai vedeți ce rețete simple, ușoare, ieftine, nu? Da, prieteni dragi, avem o lingură foarte, foarte mare. Am pus 2 cepi, 2 ardei și 3-4 cartofi, cât erau? 4. Poți să pui 5, 10, depinde de familie cum sunteți, prieteni. Pentru că noi suntem la 2. Noi am făcut 2 porții aici, nu? Și dacă suntem la 2, sper că... Și ce pui, maioneză, oțet? Lucrurile astea, da. Nu, oțet n-ai voie. Chiar... Paștele... E săptămâna mare de Paște, n-ai voie să pui oțet în salată. Da, dar eu zic că lingura asta e prea mare de amestecat, e prea mică, poate la mată lingurile mici. Ia să vedem, dragi prieteni, dacă dintre voi vă place ceva sau nu, stai puțin să retrag puțin pe mâini. Noi cam facem dezastru în bucătărie atunci când pregătim pentru
prietenii noștri și mie nu-mi place așa chiar dezastru. Ia să vedem ce avem aici. Ia vedeți acest ulei pe care noi îl folosim de mai multe ori la alte mâncăruri. Stai numai mișcați, vede cine. Băi, uite că arată aici. Arată la prieten. Ardei roșii. Da? Sprintă. Bun. Al bace o țără ca să fie treaba. Ia vedeți aici prietenii noștri. Sper că e de ajuns. Apoi. Vesetă de post, o nu? O să punem niște sare. Ia vedeți prietenii noștri din gaj. Da. Cum începem de amestecat, prietenii noștri. Vă doresc o poftă bună la toți, prietenii noștri. Să vă dea Dumnezeu poftă. Sare și ulei. Și tot ce iubiți voi. Încercați numai să vedeți cum. Și dacă e bună, vă rog să-mi dați și mie un like. Sau să vă abonați pe canalul meu de YouTube, pentru că atunci ce se vedeți. Vă pup și vă spun o poftă bună la toți prietenii mei. Ai gustul tu din salată, să vedem dacă e bună. Ia să vedem, prietenii noștri dragi. E bună. Prieten, vă doresc poftă bună la toți și vă rog să mă urmăriți și chiar pregătiți și voi și apoi să-mi dați și mie un rezultat. Vă pup, duce și vă aștept. Ia, băi, aștept să închid camera să pot să gust și eu din salat. Da. Vă mulțumesc mult că ne vizionați. Doamne ajută, un Paște fericit alături de cei dragi. Vă iubim.